Noi percheziții în județul Mureș. IPJ anunță că ieri polițiști de investigații criminale au efectuat 22 de percheziții domiciliare în județele Mureș și Harghita. Persoanele vizate sunt suspectate că au sustras diferite bunuri, cum ar fi mașini de tuns iarba, aspiratoare de frunze, truse de chei, motofiere straie sau biciclete, pe care ulterior le-au comercializat pe raza județelor Mureș și Harghita. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit și ridicat mai multe bunuri ce au fost reclamate ca fiind furate. 7 dintre suspecți au fost ridicați pentru audieri și s-a început urmărirea penală față de 6 dintre ei. Cercetările sunt continuate de către polițiști sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunilor de furt, tăinuire și complicitate la furt. Acțiunea este desfășurată sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sighișoara.